Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi dăm, sau mă rog, are loc, după cum puteți observa și din titlu și din thumbnail și din ce vedeți acum, debutul lui Imogen, așa că hai să dăm play. Primul meci din această seară și văd eu ce mai joc. După avem Imogen și Obagu. Hai să vedem cum o să fie treaba, dacă să fie treaba. Și data viitoare începem turneu pentru centuri. O să fac, cred că, meci în 4 la echipe pentru centurile tag team și un battle royale pentru centură, că am făcut și o centură. O să o vedeți în episodul următor. Astăzi mai băgăm niște meciuri și debutul ăsta. Vreau să lăsați în comentarii ce debuturi să mai fie. Ia să-i vedem aici intrarea. Uitați-l pe Imogen. I-am pus ceas, niște tatuaje, ce ochelarii săi de soare. Crazy, că-i nebun Imogenul nostru. L-am făcut după Eddie Guerrero, mi se pare potrivit, ce-i drept. Bă, ce ziceți, se potrivește lui Imogen gimmick-ul lui Eddie Guerrero? Eu zic că se potrivește. Trebuia să-l fac mai gras și mai cocoșat, dar n-a mers asta. Deci, mofti că jocul ăsta nu pot să fac oamenii grași, adică, bă, să le atârne burta, fălcile mari. Sunt niște moduri să-i fac să fie grași, dar nu pot să-i fac să fie grași doar în burtă. Se îngrașă și restul corpului și nu mai arată cum trebuie. Sunt moduri de a face oameni grași, dar nu cu burta de aia clasică românească. În fine, am văzut și intrarea lui ăsta, dacă aveam arenă de Raw sau SmackDown, venea călare, venea în mașină cu lowrider-ul, dar nu niciun bai. Hai să vedem ce facem acum cu Imogen. Putem sau nu să batem Obagu ăsta. Pac, l-atacăm frumos așa. 89 overall, eu zic că este bun acest overall. Opa, pac, îl prindem aici. Imogenul nostru este pus pe bătaie, bine, probabil că în realitate s-ar bate ca un moș așa, dă 2 punct și obosește. Dar, na, aici, mă dau ce mic e Imogen pe lângă Obag. Bine, Obag oricum e mare. Vedeți mai, Ardileanu. Bun, i-am întors aici, rezistă Imogene, dă-i în burtă, dă-i mâncațeaș. O, ce frumos a fost această manevră, ce frumoasă a fost această manevră, care nu știu cum se cheamă, sau pe care să vă mulțumesc pe toți. Ia, am întoarce asta aici, oh, direct sare asta pe mine. From what we've seen and heard tonight, there must be serious injuries. Am crezut că începe chain wrestling-ul, dar nu începe niciun chain wrestling. Sper să nu mi se mai deconecteze microfonul în mijlocul episodului. Iarăși atacă la umeri ăsta. Agresiv joacă eu bug-ul. Message delivered. Încearcă acum chain wrestling. Ia, o strânge așa. Bun, și-am ieșit. Asta e jos. Încălcăm frumos pe cap. O, ce l-am prins aici. Hai să băgăm un sal pe colțul ringului. Hai, Imogene, că poți. Și... mamă, ce sare ăsta. Bă, poate n-a fost cea mai bună idee să-l fac pe Eddie Guerrero. Dar nu contează, este doar un joc. Ideea e să se mene la față. Nu prea seamănă la față, dar asta e altă parte. Am vrut să fac ceva cu viteză, l-am prins în DDT. Ia stai jos. Ce pumnul ficat. Ce bine l-am întors aici. Bun, hai să dăm cu o semnă. De ce? De ce te ridici? Hai, bagă-te aici. Bac.
Nu ai și semnătura, bă, Gameș. A crezut că am semnătura pe colțul ringului, dar nu-i de pe colțul ringului. Semnătura noastră este alta, vă întrebați care? Ei bine, asta! O serie de suplexuri ca legenda Eddie Guerrero. Și BOOM! Ok, mi s-a abonat careva dacă s-a auzit. Te abonezi careva în timp ce filmez, ce tare. Au! Nu știu cum dau posumul ăla, dar oricum mi-ntor manevrele. Ia stai jos. Și n-ajunge. Băgăm și un salt de ăsta șmecher. BOOM! Direct în gol. Am sărit în gol aici. Enumeră și arbitrul și acesta face taunt în fața noastră. Bagule, de ce faci taunt? Ia vino cu a. Ia, m-am vreun OMG așa? N-am OMG. Ziceam că poate am un OMG. Dacă n-am așa OMG, încerc altfel să-i dau un OMG moment. Aveam și Dirty Pin. Bă, la capitolul, cum să zic, atitudine, personalitate, cred că ar merge. Să fim o gen Eddie Guerrero. Adică este face, este băiat bun, dar are tente și de băiat rău. Adică cum de imogen. Dacă este în jur, te înjură în ultimul hall. Eddie Guerrero trișa. Înțelegeți voi. Ia urcă-te pe colțul ringului. Opa, așa. A întors. E ok? A crezut că i-am întors aici. O, cred că vrea să-mi dea Uranagiu. Best. I-a dat Uranagi. Hai să vedem pinul. 1 și atât. Nu ți iese să-l bați așa ușor pe Imogen. Haide, cum zice. Sharpili, că nu poți să pui pinul așa ușor. Urcă. Nu poți să-l urc pe colțul ringului. Opa, îmi pregătește Sister Abigail-ul și am întors Sister Abigail. Deci am deja 3 finisher-uri. Fuck. Hai. Că trebuie să dau semnătura. Hai mă, vină de aici. Vină un coar să... Trebuie să dau semnătura. Am zis că dau finisher, dar trebuie să-i dau semnătura. Hai, încă o serie de suplexuri. A, ce bătaie dăm lui ăsta. De putea Imogen. Ho, ho, se vede că a crescut în Giurgiu printre țigani. A învățat acolo tehnici de bătaie. Opa! Poate poți să-i scot din reversal-uri. Am scos un reversal. Bun. Ia să-l sugrumăm așa un pic. Băgăm iași. Yo, bagule. Ia ridică-te. A prins el? Ce manevrăm dă? Ia uite-l, mă! Ce dă ăsta? Ia, atacă și la picior. Începe să recupereze momentum. Ardileanul ăsta. Iarăși ce wrestling, dar mai fost odată, parcă. Ba, da, e hotărât al nostru. A făcut.
Așa, mai sar tu pe mine acum. I don't know about you guys, but it looks to me like these superstars are on their last legs here. Cam OMG. Hai bă, cam OMG. Ia zicem ce OMG avem noi de aici. Și o DDT, DDT direct pe Aprora. Asta o să-ți spargă capul mai mult ca sigur. Boom! Șacalaca e fierbinte ca vara. Iarăși am făcut semnătură. Ce semnătură mai am? Superstar Info. Finisher, finisher, semnătură. Three Amigos, Brainbuster. Ok, avem și Brainbuster. Ia să-l băgăm în ring, să-i dăm cu Brainbuster-ul. He wants no part of the outside. Draped on the apron. It's all academic from here. Facem și un taunt? Așa, ne ștergem pe talpă cu el. Both these superstars appear to be operating on fumes here, guys. Și... Brainbuster! Pe care îl întoarce. Ah, fuck, nu-i bine! Ah, ce-mi face acum eu bagul? Las că folosește asta puterea sa de ardielean din Transilvania cu vampir și ce mai spun stereotipurile. Face acum pe înfricoșătorul, vrea să-mi dea Sister Abigail. Însă, aș putea să-l întorc că s-a terminat porcăria. A vrut el să dea corner, finisher și n-a apăsat la timp. Sister Abigail, pe Imogen! Cupă pe frunte și direct, sora Abigail. Ce ziua sună sora Abigail? De zile zi că nu mă risc. Acum a fost meciul ăsta pur acum. Ia ridică-te. N-am și de aici OMG? N-am OMG de aici? Ia ești din ring. Ia ridică-te, hai să fac un taunt. Hai mă ridică-te să fac o manevră. Te mai ridică ăsta azi? Dropkick! Am vrut să dau un dropkick de aici. Hai bă, gene, ridică-te! Ce naiba face asta? Hai să încheiem meciul cu manevra Freddy Guerrero, pe care mi-o întoarce. Mi-a întors Frog Splash-ul. Dar e întors și aici. Ce manevră mai am, stați așa. Los-o. Și mă asta. Grounded, lower body. Submission. Ok, deci mai am un submission pe lângă Frog Splash. Și îmi dă Uranagi. That can only be described as severe. To think I almost wrote him off earlier. Pula mea, am pierdut. Unreal performance. Am bă, pula, am pierdut și meciul ăsta. Deci am pierdut data trecută cu Slenderman, acum pierd acum cu Imogen. Ia, ce se întâmplă aici? Oh, vor să strângă mâna băieții. Un gest de respect din partea celor doi wrestleri. Imogen a pierdut. Bă, cum dracu, mă, n-am să ies din pinul ăla. Bă, care a crescut respectful și prideful și bol lui Imogen și lui ăsta ce a dat lui Obag, i-a dat niște respectful. Bun. Hai să vedem ce meciuri mai avem. Da, sunt supi că a pierdut Imogen. Aș putea să iau o post de pe Insta să fac thumbnail, ci că Imogen și-a luat bătaie. Ce avem? Rafael cu Quick, Cristi Priză cu Dani Penet, Colo cu Draco, Dorian cu Bike Traffic. Hai să jucăm ăsta. Jucăm Quick cu Rafael. O să jucăm cu Quick pentru că n-am jucat cu el deloc. Pentru că e făcut după Shinsuke.
Nakamura! Ce mă doare gât. De-abia să dau un Kinshasa. Aș putea să joc cu Rafael, că sigur o să fie atacat de Hate Pink, dar asta e altă parte. Hai să dăm space și să înceapă meciul. Ce ziceam? Rafael e atacat de Hate Pink. O să începe meciul cu un avantaj. O să bag un match de ăsta, Force Continuers sau ceva de genul, cu cei doi se bat un backstage brawl. Bă, trebuia să setez backstage brawl-uri între ăștia. Ok, pentru episodul următor vom avea backstage brawl. Și să înceapă meciul. Începem cu Quick. NXT! NXT urlă publicul, n-am mai strigat publicul și Imogen ca mai devreme. Băieții aceștia, după cum vedeți, sunt heel. Nu sunt heel, dar n-au resiliency. Quick e făcut pe Nakamura, care este heel, care low blow, și Rafael are ăsta de cior din manevre. Oh, ce-a întors aici. Le-am întors și eu. DDT! Auci. Ia. Direct. Face vânt în cărți. Și alea. Au. He's inflicting some serious pain here. Hai că ești din ce wrestling-ul ăsta, e bine. Oooo, cum e asta? Come on, vino încoace. Hai să-l aruncăm pe colțul ringului, de-i să fie bine ca să nu fie rău. Oh, this could very well be the beginning of the end. Și cum e asta? Unreal. I-am întors, nu s-a așteptat. Now that's a takedown. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Hai să dăm cu semnătura. Și... BUM! Kinshasa de pe colțul ringului. Hai să le rezolvăm pe Rafael. Charge finisher. Și... Mi-a întors Kinshasa-ul. El în schimb DDT-ul ăla blană. Ia uite-l, mă! Face figure 4. Ca să pună submission, însă o să poate și. Nasole că provoacă daune. Cu morale, ceea ce e bine. Ok, am întors aici figure 4-ul. Am ieșit. Direct un genunchi în boss și hai să mai facem un taunt. Pa! Avem un reversal din partea Rafaelului. Am vrut să pălesc arbitrul ca să încerc ceva. Dar poate apuc să pălesc arbitrul, cine știe. Ia vino cu ace. Și mi-a întors. He's inflicting some serious pain here. Look at this. Right to the body. Am prins aici, hai să scap de chestia asta ca beșini ring.
Sunt mai ok la piept, dar sunt atacat și la picioare. Deci probabil dacă îmi dă 3 figure 4-uri de alea, o va face să cedezi. Hold on guys, this isn't good. No question about it, Cole. Dangerous spot for him to be in. He's got to figure out a way to get back. Ia vino cu acea semnătură. Ali hop. Boom. Worrying about long-term injuries for sure. Wow, I'm just as surprised as you guys are. Am vrut să păresc arbitru ca să dau low blow fără să fiu descalificat. I don't think there's any coming back from this type of assault. Ah, mi-a dat și running knee. Am ieșit. Te mândrești, te mândrești. Că chiar nu știu să-mi dea. Ia, nu ți-e zese. Oh, cum a fost asta. Hai să băgăm un pin. Road break. Ai dat cu road break? Ai dat cu road break. A lot of people are questioning how this superstar got such a favorable spot in this week's power rankings. But not to me. Seems perfectly logical. Va să păresc arbitru. Cum a fost asta cu șobolanul? Pardon, opossum. Escapes trouble there. Ce-a făcut ăsta semnătura, ceea ce nu este bine. O să-și dea semnătura pe mine acum. Sper să ies din pin. N-am ieșit. Am vrut să-i dau low blow, dar a mers. Am pierdut și match-ul ăsta. Deci am pierdut ambele meciuri de până acum. Fine. Am vrut să păresc arbitru să-i dau low blow, dar n-a mers. Ce-a făcut Rafael? Da, deci atacat de Hate Pink, el tot câștigă meciul. Impresionant. Chiar impresionant. Hai să văd ce meciuri mai sunt. Catch your breath because the next match should be every bit as good. Stay right where you are. Să băgăm un meci cu Cristi. Hai să încercăm un meci cu Cristi Priză. Că n-am jucat cu Priză. Ia să vedem. Putem bate legenda folosindu-l pe tatălui Codrin, așa că life. Priză oricum nu are o intrare prea wow, deci să nu mă certați că nu știu ce. Bine, nu puteam să-l fac pe un wrestler. Extensorul Priză, și așa e bătrân, ce se bată, face mai... Dar nu știu, l-am făcut oricum după un wrestler înalt, cum e el. Mai precis, după... Nu știu dacă recunoașteți melodia. L-am făcut după Baron Corbin. Încă și Baron Corbin are chelie. Sau mă rog, avea început de chelie când l-am făcut pe Priză. Nu era ras în cap. Dar s-a ras și Priză în cap, dacă vă orice ți-aminte. Vedeți pe internet. Este urât ras în cap. Este mai bine cu puțin păr așa la mișto. Hai să trecem la meci. Țărim peste intrări că ne-ați văzut. Mă rog, ați văzut intrarea lui Dani. Hai să vedem, îl putem bate pe Dani folosindu-l pe Priză. Să nu ziceți că na. Joc cu cel cu overall mai... Da, hai că am început bine. Hai că am întors aici. Bun, bun, e bine, e bine. Apucă Priză acum niște croșe și frumos un backdrop.
Boom! Face și un taunt priză. El. Ok, am băgat aici reversal. E să-l băgăm. M-a băgat el. N-avem avantajul reversal-ului și n-avem nici reziliență, ceea ce o să fie foarte greu pentru a câștiga meciul. Nu mai am reversal-ul deja, nu-i bine. A simply devastating elbow drop. Ok, am întors aici. Dai jos. Ah, căcat, întoarce aici. Cât a close line-ul. Și acum trebuie să iau damage. Dar uite ce manevre are. Hai că ieșim din tabișul ăsta, să dă ceva damage. Stai jos. Da, am vrut să fac o chestie, dar nu mi-a ieșit. O să sar? O să sar, l-am făcut să dea river. Oh, big boot! Bun, i-a prins un big boot. Și leg drop. Oh boy, he is rolling. Cerc cum un pin rapid. Oh no! Not even close on that. A oprit. No, not yet. Too early. Too late. Fuck. Using all his power to drive him to the mat. Ah, câtă mânie dă în mine. A blatant disregard for the rules here. He gets him with a reversal. Oh boy, he is rolling. Auci. Ah, bă, ce naiba, că am vrut să dau în el. Really locking in the stretch here. He's in a little bit of trouble now. If he's not careful, this can snowball out of control for him in a hurry. Hai să băgăm în ring. Am dat aici o manevră și... Ok, bun, l-am prins aici, nu voia să fugă în ring. Hai să luptăm un pic în afară. Oh, no. Don't do it. I think things are about to get turned upside down. I think you are correct. Back in the ring again. Bun, hai să facem momentum. Pardon, energie să îi dăm un end of days și end of days. Tempinu. 1, 2, și a dat resiliency. Hai să încercăm un dirty business, ce se poate întâmpla. Poate nu vedea. N-a mers. Căcat, o să-și dea acum comeback-ul. Mi-a dat acum reversal. Și o să-și dea comeback-ul pe mine. Exact ce ziceam. I think this is the beginning. It's got to be hard to rebound from that one.
but he's running on fumes here. It could be over here. This is it. And he managed to get the show up. I'm just as shocked as everyone else, Cole, his opponent included. Here it comes. I'm întors, Piru. Și end of days. Boom. Dar știți ceva? Hai să facem un dirty move. Mi-a întors dirty move-ul. Am vrut să-i dau cu un box și n-am reușit. Dacă îl mai prind o dată. Boom! Așa. Am vrut să fac un d-asta. Ma... Dacă n-am putut să dau dirty move-ul cu cine am jucat mai devreme, am vrut să dau acum, cu priză. Măcar i-am spart capul. Să fiu are început de rivalitate, nici nu știu. Am vrut să fac asta, ok? Ok. 3 meciuri pierdute. Vedem câte mai pierdem acum. Ce meciuri mai avem? Ia să vedem. Din nou Draco cu Colo. Am mai jucat. Și mai avem Bucharest Bike Traffic cu Dorian. Hai să dăm un simulate la ăsta. Și bate Draco. Și jucăm ăsta. Main eventul serii. Don't change that channel. Bike Traffic cu Dorianu. Vedem ce se poate întâmpla. Bine, am vrut să-i dau victoria lui Dani. Vreau să-l duc mai departe și am zis să-l facem pe priză atentă de heal. Hai să vedem, se atacă băieții noștri. Trebuie să-l mai lucrăm la rivalitatea asta între Bike Traffic și... e clar. Ori ți-au ăștia la bătaie când vine în ring. Îl ia pe la spate. Îl ia pe la spate hâțul. John îl ia pe la spate pe... Pe Bike Traffic, nu-i bine, nu-i bine. Începem cu ăla mai dezavantajat, se pare. Și să înceapă meciul. Oare putem câștiga acest meci? NXT, NXT țipă titlul, în public, auzăm-ne titlul. Fac, clothesline, o frânghie de rufe. Da, noi avem aici avantajul vitezei și agilității, după cum ziceam. Dar nu ne putem baza pe faptul că îl putem bate pe hâț. Hai că încercăm și cu un pin. Îi dau drumul degeaba. Încerc așa un pin. Și neckbreaker. M-a prins să-l manevrăm. Serios, am vrut să-mi prind viteză. Uite, mi-a dat 5 knuckle shuffle deja. Sare cu umărul la înaintare. Nu știu de ce mă uit în dreapta după comentarii, dar nu sunt live acum. Mă rog, sunt comentarii în partea aia, dar nu pot să-l citesc. Acum să zicem că m-am jurat unul, să suși pula, bă. There he goes, crashing to the floor. Guys, some are saying this superstar has begun showing a bit of arrogance since the latest weekly rankings were released. Bun, i-am întors aici. Fuck, Pele kick a fost ăsta. I don't fucking know, ia treci în ring. Back in from the floor. Facem și un taunt. Drop kick, întors. E hâț. Nu-i chiar așa, măi, Doriane. A fost asta. Ok, trebuie să dăm comeback-ul. Trebuie să dăm comeback-ul pentru că trebuie să ne întoarcem în meci. Și mi-a întors aici. Chance. Oh boy, he is rolling.
Am avut început de comeback, da. Ok, ok, am făcut semnătură măcar. Am făcut semnătură măcar. Ia vino cu a. Și... oh, și Hiroshi. Bun, i-am prins aici o semnătură. Măcar atât. Și am început meciul cu dezavantaj din cauza că... ok, ok, hai că e bine, că e bine, că e bine, hai că nu mai resta. Reversal să-l pune la putea. E să facem un OMG moment atunci. Ne face OMG moment de aici? Nu, no, nu putem. Uuu, direct în afara ringului. Hai să jucăm mai agresiv, îl aruncăm în scări. Și mi-ntoarce. Just go for the finisher already. I don't understand the delay. The object is to win. Asta-l prindem în Styles Clash. Binu! Throw break. Drop kick. Încercăm un golf crusher. Hai să încercăm un golf crusher să se dăm niște damage. He's looking at it. It's got to be hard to rebound from that one. This one's over, guys. Interesting decision here, Corey. I don't know. I kind of like it. He clearly wants to inflict some more punishment. Îl păcăl, așa l-am păcălit că am vrut să dau cu finisher de aici. Doar am făcut un salt. Și leagă și returile, ăsta a dat-o un băi Doriane. Ea vrea să-mi dea acum attitude adjustment, dar asta nu știe că eu sunt în stare să-i întorc. Exact ce ziceam. Și dăm acum încă un Styles Clash. Pac, pac, Styles Clash cu pin. Hai să vedem ce facem noi aici. 1, 2, ce-a dat cu Resiliency. Omul ăsta e incredibil, omul ăsta e incredibil. Stai așa, stai, stai, stai că facem și noi de-astea aici. Ia vină cu ace. Charge finisher, pregătim acum Phenomenal forearm. Poate nu-l întoarce. Și nu l-a întors. Phenomenal forearm. Frumos, frumos, boom. Și hai să punem pinul. Cred că asta a fost, nu cred că va iese. A ieșit. No, no, deci e imposibil așa ceva. M-am încă în curs să-l fac pe John Cena. If you're this superstar, you got to be happy about where you're listed in the recent power rankings. Ducks on Pele kick, walks right into it. Let's face a musat. Ah, n-a picat pe scaun. Am zis că poate pică pe scaunul ăla. Look at this. Și am picat, cred că e un pic pe scaun. Ea vrea să-mi pună un pin. Și am ieșit. Hai să văd apucă să-și dea comeback-ul pe mine sau îl ratează și el. Nu, nu îl ratează. Și acum Dorianu, îți John al nostru, dă cu comeback. Protobomb. Am crezut că mă pune pe scaun cu protobombul ăla. Bă, și am vrut să folosesc scaunul. Nu cred așa ceva. Avem Resiliency. Avem Resiliency. S-am cărcat Resiliency în fericire. Am vrut să iau scaunul să-l pun în colțul ringului, dar degeaba. Headlock. He wants.
Bun, băgăm aici un salt frumos, elegant cât de cât de pe colțul ringului. Și 450 ratat, dar l-am nimerit cumva, dar l-am ratat. Bine ei. Ba, mă, voia să-mi dea ăla, dar am apucat să dau cu pumnul sau să fac ceva. Ia vine cu aceea. Ce faci, mă, tu aici? Mă, ce vrei tu să faci aici? Ia vine cu aceea. Și Calf Crusher, mai ce cum dată un Calf Crusher. Degeaba, n-a fost suficient. Dăm drumul. Cum a aruncat aici? Ea vrea să-mi dea acum attitude adjust, mă, nu. Oare mi-l dă sau pot să-l întorc? Am întors attitude adjust, mă, nu, într-un DDT-ul aici, frumos, elegant cât de cât. Hai să încercăm să-l executăm din nou pe Dorian. Ia, vino cu aici. Pentru fenomenal forearm. Boom! I-a spart capul aici. Boom! Fenomenal forearm. Unu, doi, trei. Am câștigat un meci în sfârșit. În sfârșit câștig și eu un meci. We've got some time to take another look at some of the highlights from that one. I can watch highlights of that one all night long. One of the great WWE matches. Uite, frumusețe de Styles Clash. Hope everybody at home set the phenomenal forearm. That was a match you're going to want to watch again and again and again. Epic. Victorie pentru Bucharest Bike Traffic. That's a big win. That was simply a case of one guy determined to prove his dominance. Ia să vedem ce aș putea scoate de aici de sub ring. Ce avem? Un ciocan, ia vino cu ace. Atacăm cu Barosu. Hai să-l băgăm în ring. Ne trece în ring. Le acceptăm aici, l-am atacat un pic cu Barosu ca Triple H să facem momentum și acum îi dăm un fenomenal forearm. Asta e pentru că ne-ai atacat tu. Asta e pentru că ne-ai atacat înainte să înceapă meciul. Răzbunarea lui Bucharest Bike Traffic. Săptămâna viitoare. Am tenția zis săptămâna viitoare, că asta practic e și o săptămână care are loc lunea. Data viitoare meci pentru centură. Vreți să vă arăt centura? Hai să vă arăt centura. Exit. De fapt trebuia să dau direct next show. Să vă arăt ce centură am făcut și... da. Poate o să vă placă. Poate. Hai, continuăm să dăm pe next show. Hai să dăm pe ce mai avem pe aici. Deci, am avut așa. Am pierdut meciul ăsta. Pe ăsta nu l-am jucat. Măcar am câștigat pe ăsta. Hai să dăm power ranking-ul cum e. De ce e hâțul pe primul loc? Nu știu. Chiar nu știu. În fine, hai să vă arăt ce centură am făcut. Shows. Avem centura asta. The Romanian Champion. Championship, dar nu scrie tot. Și mai avem tag team-ul care să fie ăsta din ECW, dar o să-l modific eu. Săptămâna viitoare băgăm... Mâine o să vedeți meci pentru această centură. Hai să vedem cum stă treaba cu... power ranking-ul pentru ăsta. Dar nu știu cum văd ăsta. Calendar. Power ranking, așa. Skip, dar nu știu cum văd aia pentru centură. Power ranking, rivalry, championship, așa. N-avem pe nimeni. Hai să pregătim un meci atunci. Deci, următorul episod o să fie ceva wow. Hai să dăm frumos așa next show. Și edităm meciurile, să iasă niște meciuri mai faine. Bun. Tonight show, actions, edit, match. Hai să punem așa, customize match. Da, customize. Nu participanți, băgam iași. Match-ul vreau să fie customizat.
participanții. One on one. O să, deci ce meci băgăm aici? Rafael cu I Hate Pink. Ce am mai avut? No Holds Bar, Submission, PLC, Table. Hai să băgăm un Table. Custom Superstars, I Hate Pink, Custom Superstars și aici I Rafael. Bun. Ăsta o să fie primul meci. Meci custom. Meci custom. Pentru rivalitate, I Hate Pink și Rafael într-un meci cu bestie. După care, avem și un meci la echipe. Dar nu o să fie așa, customize. Match. Hai să facem... hai să facem... Nu, hai să facem mai bine două meciuri la echipe. Normal. Bun, hai să punem două echipe ca să avem calificările pentru meci, pentru centuri. Deci băgăm așa, hidden, control, partner, yes, chrome. Și împotriva care echipe cu care se bată? Deci ce echipe mai avem? Ce echipe mai avem? Rafael și cu XL, dar nu... Ăștia au meci deja. Hai să băgăm cu Johnny și cu Ricardo. Așa. După mai băgăm un meci la echipe Bazooka cu Draco și Galu. Eu vreau să ajung cu Draco și Galu împotriva canalului ascuns pentru... Centuri, uite aici al meci la echipe. Hai că știu tăștia, ce ne-a pus pe Dani în echipă cu Ricardo? Se face așa. Custom Superstar. Ce am zis că băgăm aici? Draco. Și cu Galu. Și ce, și câștigătorii în aceste, din astea două meciuri se vor înfrunta în episodul următor pentru pentru titlurile la echipe. Și acum o să mai fac probabil un ladder match. Ar fi o idee să mai fac așa, normal match. Deci match așa la echipe. Calitate de aici. Match ăsta. Match ăsta. Ok, noi mai dăm match lui... Mai dăm meciul ăsta aici că o se bată deja Draco. Hai să uităm meciul ăsta și să facem a customize match. Și să punem un... ce să punem? Battle Royale? 8 man, 6 man? Hai să punem un 8 man ladder Battle Royale. Hai să punem un 8 man ladder match pentru centură. Title on. Ce să punem participanții pentru meciuri. Deci cine ar trebui să meargă acum să se bată pentru centura României? Cine n-are rivalitate? Cine ar trebui să se lupte? Deci Priza a pierdut meciul. Deci ar fi Dani. Hai să vedem cine mai e pe aici. Cine a mai câștigat meciuri? Dorian a pierdut, nu-l băgăm. Draco are meci, fratele cu are meci, Galo are meci, Gereveu. Alpaca n-are meci, dar nu mai gândesc. Zapi, deși a pierdut multe meciuri. Zayafet l-a bătut pe... ăla pe... pe Slenderman, deci intră în meci. Alpaca mi se pare că a pierdut un meci, dar nu mai știu cu cine a mai avut meci. Slenderman a pierdut un meci, așa că nu-l băgăm. Subsemnatul, da, eu. Custom Superstar. Mike Traffic, Codrin, Colo, au. Draco, fratele, Eco, Hidden, I Hate Pink. Imogen a pierdut meciul cu... cine a debutat Imogen? Iobagu a debutat, parcă, nu? Deci nu-l băgăm pe Imogen. Băgăm Iobagu. Așa. Pe cine să mai bag? Hai să ne zapie în match. X-Slader
Mă băgăm Fake Slater, mă mai gândesc. Slenderman a pierdut. Ricardo are meci. Quick a câștigat meci. Cine a câștigat? Nu, a pierdut Quick. A pierdut Quick cu Rafael. Dar Rafael nu e în meci. Stai să văd ce mai am. Chrome are meci, ăsta are meci, Rafael are meci. Mogenu. Dorian are meci. Cristi priză. Îl băgăm pe priză. Alpaca, Andrei Cosmin, Bike Traffic are meci. Draco, Frateleco. Hai să băgăm Imogenul totuși. Băgăm oameni cu overall mare. De la 86 în sus, eu având cel mai mic overall. Și încă unul cu overall mare pe aici. Mai băgăm și pe Quick? Hai să băgăm și pe Quick. Practic, în afară de Quick, restul nu ne putem folosi Resiliency, că văd că ăștia mai aveau Resiliency, că bagul avea Blackout, ăsta mare Low Blow pe care poate să-l folosească. Și o să fie un match pentru centură. Deci pentru The Romanian Championship o să avem un match cu scări între toți acești wrestleri. Cine se va sui pe scară și va lua centura, va fi campion. Campion în companie aici. Bun, deci din nou, să vedem aici meciurile pentru mâine. Poi mâine, cum filmez eu asta. Da, poi mâine, deci. Un meci cu scări, cu mese, între Hatepink și Rafael. Meci la echipe. Canalul ascuns cu Ricardo Milos și Johnny Sins. Din nou meci la echipe. Bazooka cu Draco și Galu. Ăsta este meci normal. Hai să-l schimbăm. Customize match. One on one. False count anywhere. False count anywhere. Iron Man. Steel cage. No holds bar. Extreme rules să fie între ăștia doi. Un match extreme rules. Așa. Și după aia în următorul episod, după cel ce urmează să-l filmez, nu îl filmez acum că n-am chef, o să fie pentru centurile la echipe. O să vedem cine o să fie campion. Cine o să fie campion. Ce echipă va câștiga meciurile la echipe? Cine sunt cei care vor fi campioni la echipe? Așa. Am ce juca în episodul următor. Cred că o să-l împart în două. Unul o să fie ăsta cu astea la echipe și celălalt o să fie Dorianu cu Bike Traffic și ăsta mare. Bun. Ăsta a fost și episodul, dragii mei. Ne vom vedea mâine la un nou episod de WWE. Sper că v-a plăcut. Susțineți seria asta. Dacă vă place, dați un like, dați un share, bla bla bla. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!